mult, dacă vă place această idee, o motivație. Deci nu scopul Fireflies este, da? Deci nici eu nu am intrat să construiesc Fireflies-ul. Fireflies este un instrument prin care putem clădi viața noastră, un instrument prin care putem genera pentru noi o viață liberă, o viață așa cum dorim noi. Și este un instrument perfect pentru că suntem în turism și este acest plan dezvoltat pe care poate să ne ofere acest lucru. Dar important este să știți ce trebuie să obțineți. Și gândiți-vă foarte acolo ca mine, cum vreți să trăiți? Cum ar fi să aveți un venit încă 500 de dolari față lângă ce aveți acum? Ce ar însemna să aveți din această afacere 1500 de dolari pe lună? Ce ar însemna să aveți 5000 de dolari? Cum v-ați simțit? Cum ați trăit? Ce ați mâncat? Cum v-ați îmbrăcat? Nu știu, deci fiecare știe de ale lui. Dar important este să vă gândiți foarte mult acest de ce. De ce să faceți? Căutați motivația. Pentru că și când ați găsit motivația și știți de ce, pasul următor este să alegeți un pachet și intrați în sistem. Nu încercați cu studiul de piață, nu funcționează. Oamenii nu urmăresc pe unul care încă nu știe ce vrea să facă. Și ce? Am văzut o oportunitate în Firefly, ce zici? Ți-ar place că dacă îi fi tu și eu. Ce încredere ați transmis omului respectiv? Pentru că noi oamenii vindem încredere. Credeți că toată lumea după prima prezentare înțelege absolut tot? Cam nimeni nu înțelege absolut tot și nici nu... E firesc acest lucru. Oamenii intră pe baza unei încredere. Dacă tu îmi spui, dacă tu faci, hai că fac și eu. Da? Deci încrederea este care, practic, face ca omul să decide și să intră. Ce încredere transmiteți oamenilor? Eu am fost primul pe Brașov. Primul lucru ce am făcut, am cumpărat un pachet. După ce am mers oameni, adică după ce am gândit ce să facem cu acest pachet. De ce? Pentru că noi nu vindem, adică noi nu cerșim de la oameni, nu cerem de la nimeni nimic, noi oferim oamenilor o posibilitate. Dar dacă n-am cumpărat, pentru că ce oferim? O neîncredere. Da? Primul lucru este, după ce știți și aveți motivație de ce vreți să faceți, cumpărați un pachet. Evident, dacă luați pachetul pe viață, este cel mai avantajos. Dar acum alegeți un pachet care vă permite să și nu mergeți cu ideea, ok, s-a spus că pachetul pe viață cel mai mult peste 3 luni o să am bani pentru pachetul pe viață, că pierdeți o groază de timp. Uitați-vă acum care este posibil și acum să intrați și o să vă explic mai încolo puțin de ce acum. Alegeți pachetul cu care vă simțiți confortabil, intrați în sistem și după aceea mergem la prieteni. Pentru că este total altceva dacă mergem astfel într-un prieten, uite, am văzut această oportunitate, mie îmi place, eu vreau să obțin și vreau să trăiesc astfel în această afacere, vin cu mine. Vrei să facem împreună. Și la ce se gândește prietenul? Da sau nu? Dar știe că nu am cerut nimic de la el. Îl invităm să fie partener, să facem împreună. Și dacă vede pe dumneavoastră că ați luat o hotărâre și sunteți decis, și chiar serios vă gândiți să faceți, aveți șansa să vă urmărească. Pentru că oamenii nu le place să urmească pe cineva care nu știe direcția. Oamenii le place să urmească pe cineva care știe ce vrea, pentru că e un conducător pentru ei. V-ați gândit vreodată de ce ar trebui să intră oamenii la dumneavoastră în structură? Pentru că este un alt aspect. Oamenii nu vrea să intre, nu vrea să intre, ce se intre? Dar trebuie să aveți și o personalitate pentru care oamenii să spună că da, vreau să lucrez cu omul respectiv. Și asta este primul pas. Să știți, să aveți motivație și să luați o decizie, cumpărați pachetul. Asta vă dă deja o personalitate în care oamenii deja văd că s-a schimbat ceva în dumneavoastră, chiar vă gândiți serios și vreți să faceți și atunci o să vă urmărească. Și evident, aveți și sponsorul, asta e următorul pas. Sponsorul, persoana care v-a dus în sistem, cereți ajutorul lui și lucrați împreună cu el. Deci e bine să lucrați împreună, pentru că el deja are o experiență. De a face o prezentare nu este așa complicat. Voi aveți care le citiți tot ce scrie pe site și ați făcut prezentarea. Numai oamenii nu doar ascultă, mai pun și întrebări. Și atunci e bine să veniți cu cineva care cât posibil să fi călătorit cu Fireflies, să câștige, care a avut un venit deja din Fireflies, are deja altă experiență și poate să vă ajută. Dar și împreună cu acest ajutor, cu perseverență, cu răbdare, pentru că nu o să meargă chiar așa, da? Deci oamenii acum nu o să sară când am cafut, bă, ce bine că ai venit cu Fireflies-ul. Oamenii analizează, da, dar cu răbdare, cu perseverență se construiește. Unii vor, alții nu vor, nu toată lumea o să intre acum. Vor fi oameni care o să intre mai încolo. M-a sunat ieri, ieri, o prietenă, eu am vorbit despre Fireflies acum
cred că de aproape 2 ani, din Cluj. Și m-a sunat pentru o problemă și zice, știi ce, mai funcționează afacerea, că vreau să intru și eu. Și când vii la Cluj, anunță-mă că sunt hotărâtă să iau pachetul. După 2 ani de zile. Da? Deci dați informații, unde intră acum, ați mai încolo, dar unde intră oamenii, unde văd un om hotărât care știe ceva și vrea ceva. Da? Și astfel oamenii trebuie să trebuie. Și este pur și simplu, trebuie să luați doar o decizie, să găsiți motivația. Și apoi facem împreună. Veniți împreună cu noi la Bratislava, folosiți-vă de acest instrument, poate încă nu înțelegeți ce trebuie să veniți acolo, nici nu important, nici nu trebuie să înțelegeți, veniți. Acolo să înțelegeți ce v-am spus că trebuie să veniți acolo. Eu acolo am luat un astfel de reveniment decizia. Eu am intrat în această business să fac business, afacere. Eu am intrat că am avut bani pentru un pachet, am cumpărat pachetul, am văzut că mai mulțesc niște bani acolo dacă are niște oameni în sistem. Deci cam asta a fost atitudinea mea. Mai călătorim, dar am zis că eu nu o să stau în față să fac prezentări. Și 4 luni de zile au trecut astfel încât practic nu am făcut nimic. Am adus 3-4 oameni în sistem. Și apoi a venit un eveniment, gen cum este la Bratislava. Hai să mergem la Budapesta, hai să mergem, facem city-le, vizităm orașul, hai să mergem cu Firefly-ul acesta. Și m-am dus și acolo am luat o decizie. Am văzut managementul, am văzut modul lor de gândire, atitudinea, proiectele, știam că este o afacere pe termen lung. Am văzut rezultatele ce s-au obținut practic într-un jumătate de an și era foarte clar pentru mine ce poate să fac această afacere. Și atunci am decis. Vreau și eu să fac, pentru că am văzut că merită să-mi investesc timpul, banii, energia, pentru că este locul unde sunt, chiar locul potrivit. Dar aceasta a fost trăirea mea. Noi nu putem să vă transmitem aici la sală cu o cafea cu astfel de trăire. Trebuie să fiți acolo, să trăiți dumneavoastră personal acest lucru. Să vedeți dumneavoastră în persoană managementul, să vedeți cine sunt conducătorii, cine conduc, ce proiecte au, ce fac aici, care e viziunea lor, ce vor să facă pe viitor. Și acolo să înțelegeți ce vor să facă, ce potențial are. Veniți acolo și să vedeți rezultatele. Acum ați văzut la nivel de orașuri ce se întâmplă. Dar acolo puteți să vedeți ce se întâmplă la nivelul României. Pentru că vor fi din toate orașele din România unde sunt oameni. Veți vedea ce se întâmplă la nivel Ungariei, Slovacia, Cehia, Polonia, Rusia, Kazahstan, din Dubai, da? Deci vedeți și în alte zone. Găsiți modele acolo, vedeți implicarea oamenilor. Noi românii ne implicăm într-un fel, avem o atitudine. Vedeți pe rușii. Nu să veniți contaminați acasă de rușii. Și chiar ar fi bine să avem acea atitudine ce fac ucrainenii și rușii. Da? Trebuie văzut, în antagă jumătatea sânii erau din Rusia. Dar deci nu cunosc limite. Când a intrat Firefly pe vremuri în Ucraina, au spus ucrainenii, turismul ne interesează, unde vreau să mergem, avem nevoie de viză. Dar am întrebat, vreau să pot face? Da, pe atunci să vin. Și ceea ce fac este extraordinar, demențial, bravo lor. Da? Dar aceste lucruri puteți vedea acolo. Degeaba vă spun eu, trebuie să veniți acolo, să vedeți cum arată un rus, un ucrainean în față. Prinde microfonul traducătorul, mai poate să traducă. Vorbește ca din mitralier. Dar nici nu are importanță ce spune. Vedeți atitudinea lui și vorbește. Vedeți că ce vrea și... Da? Dar trebuie să veniți, să vedeți, să trăiți acele momente. Poate astfel vă puteți identifica cu un om care o să vă face picul în dumneavoastră că da, și pentru mine este posibil. Credeți-mă că sunt, practic, bani și timpul nu este o problemă. Credeți-mă. Dacă aveți motivație, faceți rost de bani, faceți rost de timp. Motivație trebuie să aveți și să aveți încredere în sine, să credeți în dumneavoastră că și dumneavoastră puteți să faceți, că sunteți capabili, că meritați să trăiți altfel. Și dacă aveți toate aceste lucruri, veți face. Nu o să fie nici greu, nici ușor, la urmă mai vorbim. Nu săpăm șanță, nu cărăm pietre, deși nu este o muncă grea. Stăm de vorbă cu oameni, le oferim, dar trebuie făcut cu perseverență, cu răbdare. Și să concepeți pe 3-5 ani astfel de activitate. Dar în 3-5 ani puteți să aveți o viață liberă. Dacă vă gândiți că omii lucrează 40-45 de ani și rămân cu pensia mărâtă, credeți-mă că 5 ani este o viteză rapidă. Ca să aveți o viață liberă și să trăiați tot restul vieții fără probleme.